Brânza bună e ingredientul principal pentru o rețetă cu un mare gust. Rămâi aproape și îți povestim cum poți deveni un mare bucătar la tine acasă. Cu Delaco, mare brânză, mare gust. Am revenit pentru culinaria. Da, o să vă surprind azi pe unii total. Ia zi-ne. Sigur că cei mai mulți dintre noi mănâncă ciocolată. Mie îmi place ciocolata cu lapte. Cei mai mulți au auzit de ciocolata neagră, amăruie. Deci cam astea sunt principalele soiuri de pe piață, cu diverse variațiuni de umplutură, de combinații cu creme, cu nu știu ce. Ciocolata merge cu orice. Astăzi vă prezint ciocolata cu brânză. Deci cum ar fi ciocolata cu lapte, asta e ciocolata cu brânză. Serios? Da. Cred că ai interpretat greșit conceptul de caramel sărat, că nu se sărează cu telemea. Nu e vorba de acea brânză. Dar ce brânză? E cremă pufoasă de Laco. Crema de brânză. Da, bine, o treabă. Și de fapt nu e ciocolată cu... Aia sunt trufe. Deci nu e brânză, e cremă de brânză. Nu e ciocolată, e... sunt trufe. Da. Am înțeles. Trufe, tătic. Da, una peste alta când tragi linie. Așa? E ciocolată cu brânză. Este... Și e și pudrată frumos cu cacao pe deasupra? Da. Și e foarte ușor de făcut. Foarte. Yes. Nu te-ai aștepta. Practic trebuie să-ți iei o tabletă de ciocolată cu cât mai multă cacao. Ciocolată neagră. Da. Da? Cu concentrație cât mai mare de cacao. Cu cât e mai mare, cu atât e mai bună. Și mai necomestibil. Iată. Și tocmai că acum crema pufoasă de Laco o face comestibilă și chiar foarte bună, dar o păstrează și dietetică. Sim. Pentru că n-ai adaos de zahăr. Așa e, da? Corect. Și rămâne, însă devine un pic mai agreabilă decât ciocolata neagră. Deci nu e să zici că e dietetică. Este nu. Că n-are zahăr. Are da, zahăr în sensul puțin. Ăsta. Da. Okay. Mai sănătoasă. Mai sănătoasă, da. Da. E bună, da. Și în felul următor. Și cum faci? Ciocolata, 100 de grame. O despachetezi. Deci la o cutie de brânză pufoasă de Laco trebuie o tabletă de ciocolată. De 100 de grame de ciocolată. Sunt mai multe variațiuni. 100 de grame. Așa. Și o topești în bain-marie. O scoți din poleală. Evident. Așa. O pui într-un vas deasupra altui vas cu apă care fierbe, ceea ce... La bain-marie. Cine-i Marie? Este baia mărioarei. Așa. Aha. Zi. Păi tu zi. Am crezut că mai e ceva... Nu. Așa, cum adică am zis. Nu pui direct pe foc. Am înțeles, o pui în... Că se prinde. Da, într-un vas care este plutește într-un vas în care fierbe apă. Asta. Ok, și perfect. Și felul ăsta, asta de la tine, nu fierbe niciodată, nu se arde, este... Da. Așa. Și topești în felul ăsta ciocolata, după care o tragi pe dreapta și o lași să se răcorească un pic. Un pic. Un pic, până e călduță, exact. Da? Și atunci adaugi crema de brânză pufoasă. Și amesteci bine, bine, bine să o omogenizezi. O mai lași o lecuță, tot așa, nu? Până se face tundă, dar să se răcorească bine. Și pe urmă începi și îi dai faci formă. Biluțe. Și faci biloanțe, de-aia trebuie să fie tericică, altfel cu bulețe. Biluțe. Piramiduțe. Am văzut că se poartă piramidele acum. Asta cu biluțele e valabilă... Asta cu biluțele e valabilă dacă ai musafir sau ceva. Normal o mănânci cu lingura direct din oală. Așa. Deci n-ai rost să mai mâncești lapte vase. Să faci biluțe. Da? Da, dacă nu ai tu musafir sau vrei să fii fițos, da. Faci niște biloanțe cu lingura. Da, faci sfere. Și după aceea, dacă vrei să faci treabă, fentă, le dai și prin niște cacao, cum zicea Vlad la început. Da. Că știi cum sunt trufele alea în cutiuțe, sunt cu... Așa arată mai bine. Corect. Și ce poți să mai faci? Să le dai că ea rămâne un pic, nu lipicioasă, dar se pot lipi pe ele, de exemplu, frânturi, firmituri de fistic sau firmituri de alunele, dacă vrei. Practic, cocosezi un pic. Da, poți cocos să pui, sigur, măruncit. Da, poți să faci tot și le dai prin drăcie sau dacă vrei să fii super șmecher, peperoncino. Da, au apărut acum chili, foarte multe... Nu foarte iute, dar un pic. Ciocolate și cu ardei iute. Mm-hmm. Da, e... și dacă tot vorbeam de telemea și nu știu ce, poți să pui și câțiva fulgi de sare... Dacă câțiva îți place genul de câțiva ciocolată, combinația ciocolată sărată, dacă rămâi la asta prin de bază... Praf de cacao, merge multe chestii. Adică numai bilele fără adaos de nimic, merg foarte bine cu fructe de pădure, de exemplu. Știi, să faci un desert așa arătos, să le așezi în farfurie cu niște fructe de pădure. Dar v-am zis, cel mai bine la lingură... Și pe deasupra, dintr-o sită de aia de ceai mică, pui cacao și lovești așa cu degețelul și faci o ploaie frumoasă și după aia când ei rămân urme...
Când vine vorba de bucătărie, nu e bine să fii zgârie brânză. La Culinaria ai avut o rețetă de mare inspirație, pregătită de Vlad, George și Luca, oferită de Delaco. Mare brânză, mare gust.